Povestea aceasta începe acolo, departe, pe plaiurile Moldovei și se isprăvește aici, în inima Parisului. Pentru a merge din satul în care m-am născut spre marele oraș unde îmi sfârșesc zilele, am străbătut o cale anevoioasă, străjuită de copaci ce se pierd în zarea îndepărtată. A fost lung, desigur, acest drum. Cât de scurt mi s-a părut. And the figure of Enesco is rooted in my mind as would be a tree or one of the mountains of Sinai. That was where he grew. His branches, his flowers, his, all the evolution drew upon the whole of the world and in particular of France. But the strong trunk, the roots, the strength that he had, the natural nobility of his soul came from those mountains and from that country, which is such a beautiful country. Джордж Енеско был великолепным исполнителем. Это очень помогало ему в его творчестве. История говорит о том, что все, или во всяком случае подавляющее большинство великих композиторов прошлого были всегда хорошими исполнителями. Владение исполнительским искусством очень помогает сочинять музыку. Творчество Енеско этому яркое доказательство. Non seulement du plus grand musicien du monde de tous les temps, mais également d'un des plus grands musiciens de toute l'histoire de la musique. Zeus, je devrais hasta que dans sa vie de a surgi oamenilor, de a immobila, de a ajuta. George Enescu a fost o personalitate încă din copilărie, a fost un copil prodigios și după ce a început studiile muzicale la Viena, la doar 14 ani, s-a mutat la Paris, unde a studiat cu cei mai importanți muzicieni și compozitori ai epocii. El, intrând în atenția publicului larg, dar și al misiunii diplomatice a României din capitala Franței, încă de la 16 ani, când a avut loc primul său mare succes public și în toată această perioadă de formare,
legația României la Paris l-a avut mereu în atenție, diplomații români s-au preocupat de toate problemele pe care le avea, financiare, inclusiv de sănătate la un moment dat, și practic el este o prezență în arhiva noastră începând de la sfârșitul secolului al XIX-lea, din ultimii ani ai secolului al XIX-lea. Evident, după afirmarea sa deplină ca un compozitor și un muzician de excepțional talent, fondurile din perioada interbelică conțin nenumărate dovezi despre cariera lui muzicală, despre turneele pe care le-a întreprins în toată lumea, în special în Franța, în Marea Britanie și în Statele Unite, dar noi am descoperit în arhivă un fond inedit în totalitate. Este vorba despre un fond constituit după anul 1948, în perioada comunistă, un fond de dosare speciale, acestea reprezentând o categorie de documente care se refereau la probleme mai deosebite, mai importante pentru statul român, și între aceste dosare speciale am regăsit un număr impresionant de documente referitoare la George Enescu, mai precis sunt documente care acoperă ultimii ani din viața artistului și documente referitoare la organizarea primelor ediții ale festivalului George Enescu. Aceste 32 de dosare mi-au stârnit interesul și ulterior, în următorii 2 ani, am încercat să, cu o mini-echipă, să le tehnoredactăm. Cercetarea acestor 32 de dosare a fost mult amplificată prin noi cercetări. Astfel am început să cercetăm fondul interbelic, care se referă la activitatea lui George Enescu din această perioadă, încă din tinerețe, dar și în fondul postbelic. Am căutat țară cu țară. Desigur, ne-a ajutat foarte mult faptul că până la o anumită literă fondurile arhivelor diplomatice sunt inventariate electronic. Așadar, am continuat cu fondul postbelic, astfel încât pot spune acum, la aproape, iată, 3 ani de la inițierea proiectului, că ne aflăm în fața nu numai unei resurse bibliografice extrem de importante pentru toți cercetătorii și melomanii, dar în același timp ne aflăm în fața unei varietăți de subiecte privind atât opera cât și personalitatea omului George Enescu. Pe mine personal această varietate de subiecte mă surprinde de la o săptămână la săptămână, pentru că trebuie să spun că sunt absolut sigură că acest proiect oferă acum ani buni de cercetare. Știam că aici este o comoară și că se găsesc niște lucruri absolut uluitoare și iată că, prin bunăvoința doamnei Monica Joița, pășesc și fizic în acest spațiu care este absolut impresionant, este foarte ordonat, lucrurile sunt foarte bine organizate, chiar dacă povesteam ceva mai devreme, nu totul este deocamdată inventariat și pus la punct în cele mai minuțioase amănunte, lucrurile pot fi căutate și pot fi găsite și în orice caz sunt păstrate și nu se pierd, nu se amestecă, deci există o bază, să spunem așa, profesionistă, științifică, care sunt convins că va asigura câteva lucrări de doctorat sau cărți sau studii sau publicații în reviste, pentru că ce se găsește aici este foarte interesant și, din câte am răsfoit eu acum în minutele premergătoare discuției noastre, multe sunt inedite. Ele n-au circulat nici în volumele de muzicologie, cu atât mai puțin în presă. Există anumite lucruri despre care să spunem că se știa așa dintr-un folclor sau din povestiri sau din relatări la mâna a doua, dar care nu erau documentate și care nu puteau fi probate și nu puteau fi ilustrate și
Așa, era ca un fel de informație orală. Ei bine, în momentul în care această informație se coroborează cu documentul, dintr-o dată discuția se ridică la un palier științific și vorbim despre lucruri serioase și incontestabile și foarte precise. Aici documentele au și data exactă cu ziua, cu luna, cu anul, când au fost întocmite și mă uitam că nu sunt doar documente brute, cum ar fi poate de așteptat, ci sunt foarte multe comentarii și opinii lor de poziție, explicații pe care le dau instituțiile diplomatice românești asupra materialului brut, interpretări, comentarii și detalii suplimentare, uneori exacte, uneori mi s-a părut că sunt și cu oarecare scăpări, pentru că bineînțeles că nu există muzicologi afiliați fiecarei ambasade a României, deci era normal ca nivelul de competență să fie unul mai general și mai puțin specific, dar aceste comentarii și aceste documente ni-l arată pe Enescu în, așa cum este el văzut de cei din jur. Eu m-am obișnuit, trăind în lumea muzicală, să discutăm despre Enescu cum era văzut de muzicieni, cum era văzut de ceilalți compozitori, cum era văzut de colegiul interpreți. Ei bine, aceste documente îl pun în lumină ca o persoană publică, o persoană văzută de politicieni, o persoană văzută de directori de instituții care îl invită la dineuri, cum este văzut de presa străină. Deci un fel de Enescu, se spunem, poate mai monden. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, revenind la întrebarea dumneavoastră, da, cred că poziția lui Enescu va fi consolidată în ochii spectatorului obișnuit, al melomanului obișnuit, după ce se vor devoala aceste documente și fotografii și scrisori care se găsesc în aceste arhive. Tânărul Enescu și-a rupt o unghie. Este unul dintre episoadele inedite despre George Enescu din perioada adolescenței pariziene a marelui compozitor și violonist, pe atunci în vârstă de numai 16 ani, în fondul arhivistic al legației de la Paris. Astfel, la 31 mai, ministrul României la Paris, Grigore Ioan Ghica, îi trimitea o scrisoare ministrului instrucțiunii publice din Franța, Alfred Nicolas Rimbaud, prin care intervenea în favoarea studentului român George Enescu, care își efectua studiile la Conservatorul Național de Muzică. Ministrul francez era informat că tânărul Enescu s-a lovit la un deget, rupându-și o unghie și, în aceste condiții, nu mai putea participa la concursul și examenul de selecție care urma să aibă loc în curând în cadrul instituției muzicale pariziene. Prin urmare, diplomatul român solicita o derogare astfel încât George Enescu să își poată susține examenul menționat după perioada de repaus de 15-20 de zile, necesară însănătoșirii. La 26 iunie 1897, ministrul francez răspundea printr-o scrisoare către legația României la Paris în care declara că George Enescu nu poate beneficia de o excepție. Luarea în considerare acestei solicitări, continua ministrul, ar duce automat la deschiderea unei noi sesiuni de examen și convocarea membrilor juriului, personalități artistice recunoscute, care ar trebui să fie de acord cu organizarea unei reuniuni extraordinare pentru studentul român. Prin urmare, înaltul oficial francez sublinia că nu poate da curs favorabil solicitării. La fondurile de arhivă pe care le-am parcurs până în acest moment, se detașează corespondența cu legația României la Paris, o corespondență foarte bogată, începând cu sfârșitul secolului al XIX-lea, din perioada în care George Enescu era elev al Conservatorului de Muzică de la Paris, și de asemenea o foarte bogată corespondență cu legația României de la Washington, care reflectă o activitate concertistică deosebită și o sumedenie de informații inedite și necunoscute referitoare la impactul pe care l-a avut asupra publicului american George Enescu, personalitatea sa și concertele, multele concerte pe care le-a susținut în principalele orașe americane, inclusiv la Washington. Deci aceste două fonduri de arhivă sunt extrem de bogate în documente și ele așteaptă în continuare să fie cercetate pentru definitivarea acestei cercetări, dar de asemenea există și alte fonduri, la fond legație Bruxelles, de exemplu, sau altele, care conțin documente absolut interesante și evaluările făcute de diplomații români, extrase din presa respectivă după susținerea acestor concerte, corespondența cu personalități din domeniul muzical din țările respective. Deci o serie de informații foarte interesante care vin să întregească, să completeze biografia artistică a lui George Enescu. Am fost
ca om, extraordinar de impresionată de o cercetare colaterală, dar contextuală a acestei teme. Este vorba de ceea ce am găsit privind turneele întreprinse de Enescu în Statele Unite. Am și citit foarte multă bibliografie pe această temă și ceea ce m-a impresionat a fost faptul că Enescu a fost cunoscut realmente în Statele Unite la o vârstă foarte fragedă. Dar cum a fost cunoscut? Nu în calitate de dirijor, nici în calitate de violonist, de interpret, ci prima calitate în care l-au cunoscut și recunoscut americanii a fost cea de compozitor. Aceasta m-a impresionat foarte mult pentru că am găsit în mărturiile lui Enescu faptul că el acorda activității sau dimensiunii componistice cel mai mare rol în, dacă vreți, în parcursul său muzical. Enescu a fost o adevărată somitate în Statele Unite, a efectuat zeci de turnee, iar prima sa întâlnire cu ceea ce avea să devină mai târziu cel mai drag discipol al său, cu Yehudi Menuhin, s-a întâmplat când acesta era elev la Washington și când a venit să asiste exact la unul din turneele lui Enescu. Și își amintește Yehudi Menuhin în memorii că avea 9 ani când l-a întâlnit prima dată pe Enescu și că a remarcat, și acesta este al doilea lucru care m-a emoționat nespus de mult, a remarcat ceea ce a remarcat și presa americană, aparte ceea ce deja v-am spus, modestia omului Enescu, dar mai ales eleganța atitudinii, a ținutei sale la propriu, precum și respectul pe care îl avea tot timpul la fiecare concert, atât față de membrii echipei, a orchestrei pe care o dirija, dar mai ales respectul față de public. Și, repet, coincid foarte tare atât memoriile lui Menuhin, cât și ce am găsit noi în presa americană despre aceste trăsături ale omului Enescu. Modestia, generozitatea, respectul și eleganța. Eu cred că dacă urmărim, de exemplu, efectul produs asupra publicului meloman din Statele Unite, să spunem, în anii 30, când a concertat George Enescu în mai multe orașe americane, din aceste documente putem deduce efectul emoțional care s-a produs ca urmare a acestor concerte. Dacă ne uităm prin aceste documente, ele sunt pline de aprecieri, cuvinte foarte elogioase, critica muzicală americană, marile cotidiene din Statele Unite, apoi comunitățile de români din Statele Unite, care, o comunitate care este, a fost și în perioada aceea foarte puternică, care aveau propriile publicații și așa mai departe. Deci putem desprinde această emoție, acest impact emoțional deosebit, cu totul deosebit, pe care l-a produs George Enescu în Statele Unite. Eu aș spune, dacă mă gândesc puțin, este a doua mare personalitate a României care a avut un impact colectiv deosebit de puternic în Statele Unite, în perioada interbelică, prima fiind, evident, Regina Maria și turneul pe care l-a, vizita oficială pe care a întreprins-o în Statele Unite în 1926. Arhiva conține și aceste documente, sunt deosebite, dar George Enescu poate fi așezat pe locul 2 după Regina Maria în ceea ce privește efectul produs în Statele Unite de către o personalitate a României sau a culturii române. În mine nu a existat niciodată vreo frontieră între viața și arta mea. A trăi, a respira, a gândi, am sentimentul sau iluzia că pe toate acestea le-am făcut prin muzică. Muzica este adevărul meu. M-am înșelat, fără îndoială, de multe ori în viață, dar nu atunci când, cu umilință, din toate puterile mele și în fiecare zi mai mult, am urmat drumul trasat de tatăl meu. Atâta timp cât exist, vreau să cânt. Visez tot timpul, ascult fără să înțeleg, evadez compunând. Viața este un vis. Visul este toată viața mea. Cum cred în muzica pe care am iubit-o atâta, cred în Dumnezeu care m-a creat. Trebuie să fii foarte naiv, după umila mea părere, ca să declar cu seriozitate că El
nu există, pentru că nu îl vedem, el este de adorat. Cel mai mult m-a impresionat campania lui George Enescu de concerte date în timpul primului război mondial pentru soldații români răniți de pe front și m-a impresionat foarte mult pentru că acolo îl vedem în adevărata sa lumină pe omul și pe muzicianul de geniu George Enescu. El alege să meargă prin spitale, să se expună bolilor, era, pe vremea aceea era o epidemie teribilă de tifos, dar alege să facă asta în mod conștient pentru a face bine semenilor săi. George Enescu, încă de când era foarte tânăr, din perioada imediat după încheierea primului război mondial, deci din 1918, a început să acorde premiul de compoziție George Enescu pentru tineri compozitori români. Inițial și-a închipuit că, fiind o misiune atât de nobilă și fiind un lucru care nu se mai întâmplase la acea vreme, niciodată nu se dădeau premii sau bani pentru compozitorii din România, și-a închipuit că va putea să capaciteze cumva autoritățile în treaba asta și el să fie poate președintele comisiei, el poate să contribuie cu o anumită sumă, dar cumva Ministerul Instrucțiunii Publice sau, nu știu, forurile culturale românești să se îngrijească de viitorul muzicii românești. Ei bine, dezamăgirea a venit foarte repede, nimeni nu a marșat din punct de vedere financiar și atunci, an de an, George Enescu, din tot ce câștiga în turneele pe care le făcea pe parcursul anului respectiv, punea deoparte o sumă consistentă și din banii lui a plătit până în anul în care a părăsit definitiv România. Deci este vorba de decenii, decenii, ani la rând, băga mâna în buzunar și pe lângă premiul, diplomă frumos și felicitările și florile și urările de bine, dădea compozitorului niște bani pentru că, și revin acum la povestea de la Paris, știa foarte bine că degeaba ești compozitor dacă nu ai și posibilitatea să faci ca muzica ta să existe fizic, să o poți oferi interpreților, să o poți să o pui în circulație. Una dintre cele mai generoase persoane, răsfoiam adineaur un dosar unde Enescu foarte tânăr, dacă nu greșesc, este vorba de anul 1908, Enescu s-a dus la ambasadă pentru a autentifica o procură prin care donează 26.000 de franci către Casa Școalelor din Dorohoi pentru ca să ajute pe învățătorii, pe elevii și școlile din regiunea sa natală. Este întruchiparea nobleței. Nu cunoaște invidia și meschinăriile legate de profesiune. Își vede de drumul său, bucurându-se în același timp de succesele altuia. Îi știu doar o ambiție, să compună și să facă muzică. Viața o acceptă așa cum este. Greutățile se face că nu le vede. S-a ridicat întotdeauna deasupra evenimentelor. După cel de-al doilea război mondial, era clar pentru foarte mulți oameni că va urma o epocă de transformări, că România va fi mai devreme sau mai târziu comunizată. Și probabil că acesta a fost unul dintre cele mai importante motive care l-au determinat pe George Enescu să aleagă exilul. De aceea, el a căutat să obțină o viză de ieșire din România. În acel moment, toate vizele de ieșire din România erau supervizate de Comisia Aliată de Control, mai precis Comisia Sovietică, pentru că ceilalți aliați aveau doar un rol pur decorativ în această comisie. Și George Enescu a solicitat o viză de ieșire din România pentru a efectua un turneu în jurul lumii și prima destinație a acestui turneu a fost Moscova, aceasta fiind probabil motivul imbatabil pentru care i s-a și acordat viza de ieșire din România. Au urmat turneele din Statele Unite și din Franța, iar compozitorul a decis să,
să rămână în capitala Franței pentru o perioadă nedeterminată. Acea perioadă s-a prelungit până la sfârșitul vieții, iar în toată această perioadă autoritățile comuniste au încercat să-l atragă de partea lor, au căutat să îl convingă să susțină în mod public noua formă de guvernământ. George Enescu fusese un apropiat al familiei regale și atunci când i s-a solicitat să predea pașaportul românesc și să primească unul emis de noua Republică Populară Română, el a refuzat cu demnitate și nu a acceptat să primească un pașaport oferit de noile autorități comuniste de la București. Este un gest simbolic, un gest plin de demnitate, dar în același timp trebuie spus că el nici nu a luat o atitudine împotriva noilor autorități comuniste, considerând că un artist nu trebuie să facă politică, trebuie să-și susțină în continuare și să-și iubească țara, distanțându-se însă de dezbaterile politice. Pe de altă parte, a căutat să menajeze orgoliile noilor decidenți de la București și să profite de bunăvoința lor față de el pentru a putea să ajute o serie de cunoscuți, de prieteni, în marea lor majoritate artiști, în sprijinul cărora el face demersuri personale, scrie o serie de scrisori adresate liderilor comuniști precum Emil Bodnăraș, de exemplu, sau Gheorghe Gheorghiu Dej, solicitând pentru acești apropiați vize de ieșire din România, acordarea unor pașapoarte sau chiar eliberarea din închisoare. Trebuie spus faptul că a contat probabil foarte mult în menținerea contactelor cu autoritățile comuniste și arestarea nepoatei sale prin alianță Maria Ioana Cantacuzino, al cărei pseudonim literar a fost Oana Orlea, care a fost arestată pe vremea când era elevă de liceu în 1952 și eliberată mai târziu. Trebuie deci înțeleasă această situație. Enescu s-a lovit în același timp de criticile venite din partea membrilor apropiați de familie, care aveau o poziție politică virulent și publică, anticomunistă, care militau împotriva regimului de la București. El a fost blamat pentru această atitudine, care era apreciată de militanții din ambele extreme ale câmpului politic ca fiind una echivoc și îi imputau neangajarea într-o tabără sau alta. Cum vi se pare acest proiect al arhivelor diplomatice, George Enescu în arhivele diplomatice, un proiect la care se lucrează de ceva timp, de câțiva ani, îl va duce acest proiect pe George Enescu mai aproape de publicul român, va înțelege mai ușor unele subiecte care au fost, cum spuneam, controversate? E greu să spun dacă va avea impact major asupra publicului larg, asupra cititorilor de social media și de pagini de internet, dar în mod cert, asupra profesioniștilor, impactul va fi major. Și, cum spuneam mai devreme, sigur există lucruri inedite. Unul dintre cele mai valoroase și semnificative documente aflate în patrimoniul arhivelor diplomatice este o scrisoare olografă cu semnătura lui George Enescu, datată 1 octombrie 1947.
Aflat la Geneva, Enescu îi scrie liderului comunist Emil Bodnăraș, intervenind pentru rezolvarea cazului Miron Grinda, rezident în Marea Britanie, căruia, în anul 1946, i se retrăsese pașaportul de către regimul de la București. În pledoaria din scrisoarea sa, Enescu subliniază activitatea meritorie desfășurată în Marea Britanie de către Miron Grinda, fost redactor muzical la Adevărul, Dimineața și Cuvântul Liber, implicat în organizarea unor concerte de muzică românească în străinătate și reprezentant al României, alături de Mihail Jora, la adunarea criticilor muzicali de la Londra în 1935. De asemenea, precizează Enescu în continuarea pledoariei, alegând în mod special două argumente pentru sensibilizarea liderului comunist, Miron Grinda a făcut propagandă românească și în favoarea aliaților pe undele BBC, secția românească. Totodată, mai susține Enescu, Miron Grinda a apărat cauza românească în presa londoneză, mai ales după actul de la 23 august 1944. Nu numai că pledează pentru obținerea pașaportului, dar îl și recomandă pentru un loc de muncă în sistemul diplomatic. Eu cred că ar fi nimerit, din cauza cunoștințelor sale, să fie numit ca un fel de secretar pe lângă un reprezentant cultural al nostru, fie la Londra, fie la Washington. Finalul pledoariei sale pare astăzi deopotrivă un îndemn destul de limpede, în răspăr cu regimul politic care tocmai se instalase în România, dar și, retroactiv privind, un avertisment care, din păcate, avea să se adeverească. Nu e bine să pierdem valori care au experiență și cunoștințe mai aprofundate. Ca urmare a intervenției lui George Enescu, la 22 octombrie 1947, secția 1 informații din cadrul Ministerului Apărării Naționale informa Ministerul Afacerilor Străine asupra activității de propagandă culturală desfășurată de Miron Grinda în Marea Britanie, înainte și după 23 august 1944. În document se preciza: nu cunoaștem motivele care au determinat luarea unei măsuri atât de grave, care echivalează cu retragerea cetățeniei, măsură care nu a fost luată încă nici pentru Tila, Gafencu și ceilalți. Monsieur, vous me demandez une déclaration à propos de l'UNESCO. Vous me donnez un tel sentiment de ma petitesse et sa grandeur que je ne vois pas très bien de quel droit je parle ici. Je peux seulement vous dire qu'en tout, il a été pour nous tous, depuis les quelques 60 ans que je le connaissais, un exemple d'une intégrité à nul autre pareil, d'une générosité qu'on ne peut même pas mesurer. Son pouvoir musical, ses connaissances, sa mémoire, sa maîtrise, tout était si extraordinaire que seuls ceux qui l'ont connu peuvent s'en faire une idée, peuvent se permettre d'essayer d'en donner une idée. Prin munca de cercetare pe care am făcut-o, am observat modul prin care oamenii de stat din România încercau să îl folosească, să folosească numele de George Enescu ca monedă de schimb pentru îmbunătățirea unor relații. Și din ce am aflat, când trăia, nu prea a fost atât de admirat de statul român cât trăia, mai ales după perioada comunistă. Prin acest proiect, oamenii vor afla mult mai mult despre George Enescu și vor avea o speranță, mai ales artiștii care vor ști că sunt mereu așteptați și bine primiți în străinătate în cadrul tuturor festivalurilor de cultură. Sunt sute de pagini cuprinse în aceste dosare aparținând arhivelor diplomatice din cadrul Ministerului de Externe. Sute de pagini de corespondență între Comitetul de Organizare al Concursului și Festivalului George Enescu, Ministerul de Externe, Consiliul de Miniștri, Ministerul Învățământului și Culturii, reprezentanțele noastre din afară, de asemenea instituții muzicale din afara țării, precum și membrii juriilor care erau invitați la București la concurs. Nu a fost ușor pentru Comitetul de Organizare să facă promovarea acestui concurs, pentru că în unele țări, cum ar fi Republica Democrată Germană, de exemplu, numele lui George Enescu era necunoscut. Popularizarea concursului Enescu este oarecum îngreunată în RDG și în general în întreaga Germanie, deoarece Enescu și muzica sa sunt necunoscute. Din cauza greutăților care au existat până de curând, prin faptul că drepturile erau deținute de editura Enoch din Paris, în RDG se găsesc foarte puține partituri ale compozițiilor lui Enescu. Vă informăm că banda de magnetofon trimisă de dumneavoastră cu adresa numărul 302/58 pentru popularizarea muzicii lui Enescu în Germania
nu a putut fi folosită deoarece înregistrarea este defectuoasă. Vă rugăm să ne trimiteți alte benzi cu muzică de Enescu, urmând ca ambasada de la Berlin să restituie banda de magnetofon defectă. În arhivele diplomatice există mărturii, documente, fotografii, tăieturi de presă despre primele patru ediții ale festivalului. Cele mai bogate fonduri se referă chiar la prima ediție a festivalului. Rezumând foarte mult cercetările noastre, pot afirma în primul rând că ele sunt interesante pentru că dovedesc cum misiunile diplomatice din acei ani în care deja sistemul comunist era instalat și-au depășit condiția de, să spunem așa, pioni oficiali ai autorităților de la București și într-o epocă în care, iată, nu aveau internet, computer, telefon mobil, au reușit să fie principalii actori, manageri, dacă vreți, în teritoriu ai acestui mare eveniment care a devenit ulterior, practic, brandul cultural al României. Așadar, personal am fost impresionată de modul cum acești diplomați și-au depășit, de fapt, cu mult atribuțiile trasate de la București pentru a promova un nume care, e adevărat, la început încerca cumva să fie adăugat în siajul ideologiei comuniste. S-a plecat, cum vă spuneam, de la un demers ideologic. Puțină lume știe că chiar în prima zi de la, după trecerea neființă a Marelui Muzician, a fost emis un decret al Consiliului de Ministri pe 5 mai 1955, prin care se instaura, se preconiza înființarea concursului Enescu, dar și prin care comunei Liveni, comuna natală a muzicianului, dar și filarmonicii de stat din București, li se adăugau acest nume, George Enescu. Deci iată că putem gândi încă din prima zi de la trecerea neființă care era rostul acestui demers. Sigur că, așa cum spuneam, ne putem gândi la un siaj ideologic. Ulterior însă, în acești trei ani, 1955-1958, vorbim prin intermediul misiunilor diplomatice de o adevărată strategie de management cultural în termenii de astăzi. În ea eforturile deosebite, care n-au fost numai organizatorice, logistice, financiare, dar și de ordin, dacă vreți, moral, simbolic, pentru că îmi aduc aminte de documentele legației de la Washington atunci când au încercat să-l contacteze chiar pe Yehudi Menuhin. Prima sa reacție a fost cumva aceea de distanțare. A pretextat că este plecat din Washington, dar a revenit după aceea. Misiunile diplomatice au avut o strategie de promovare a festivalului Enescu care a început cu mult înainte. Acesta este primul lucru pe care doresc să-l subliniez.
practic, la 2 ani de la stingerea maestrului din viață, deci încă din 1957, misiunile diplomatice ale României au început să popularizeze personalitatea marelui muzician. Îmi vin acum în minte două exemple. Este vorba de legația României la Paris, care a organizat o suită de manifestări enescene de înaltă ținută, care au culminat cu o colaborare atât cu conservatorul din Paris, cât și cu opera din Paris, care a condus la instalarea a două busturi înfățișându-l pe George Enescu, dar ce m-a surprins cel mai tare au fost demersurile ambasadei de la Teheran, care a organizat începând cu 1957 o adevărată strategie de diplomație culturală într-o țară în sfârșit grevată deja de un regim comunist care impunea anumite interdicții, astfel încât, spre exemplu, chiar pe 5 mai 1957 a organizat într-o prestigioasă sală de muzică cu 600 de invitați în public un mare eveniment muzical care a presupus o conferință despre George Enescu susținută de un șef de secție de la Conservatorul din Teheran, precum și un concert în cadrul căluia s-au interpretat pentru prima dată cele două rapsodii enesciene. Nu s-a oprit totul aici, pentru că legația României la Teheran s-a preocupat ca la Radio Teheran să fie difuzate informații despre Enescu și a fost difuzat, bineînțeles, și concertul din sala Farhang. Iar în anul 1958, deci anul următor, cu câteva luni înainte de începerea festivalului Enescu, tot legația României la Teheran s-a preocupat să organizeze un alt concert în care a fost interpretată, dacă nu mă înșel, poema română. Aș vrea să citesc un document care mi s-a părut extraordinar de simbolic și de rezumativ pentru răspunsul meu. Este vorba de instrucțiunile, cum se numesc în limbajul oficial, pe care Ministerul de Externe l-a trimis tuturor legaților și ambasadelor încă din iulie 1957, în care se spune: vă facem cunoscut că între 5 și 15 septembrie, iată că perioada a fost schimbată în decurs de câteva luni numai, perioada s-a lărgit, a devenit 4-22 septembrie 1958, va avea loc la București primul concurs internațional muzical George Enescu pentru vioară și pian, iar pe viitor se va ține la fiecare 3 ani. Actualmente, așa cum știm, este odată la 2 ani, interferându-se cu Festivalul Enescu. Acum, în acest document vine explicarea obiectivului pentru care toate misiunile sunt chemate să ajute. În afara omagiului adus amintirii marelui muzician și a îndeplinirii dorinței exprimate în repetate rânduri de artist în timpul vieții sale, și anume acela de a contribui la promovarea și afirmarea tinerilor talente. Iată, deci, un obiectiv pe care lumea îl cunoaște mai puțin. Nu se începe cu atragerea numelui Enescu în siajul ideologiei comuniste, ci afirmarea tinerilor talente pe tărâmul artelor muzicale. Aceste concursuri sunt menite să contribuie la popularizarea largă a muzicii românești peste hotare. Și se menționează în continuarea descrierii obiectivului concursului: intenția forurilor noastre competente este ca aceste concursuri să devină un eveniment important de mare resunet în viața muzicală internațională, ceea ce s-a și întâmplat, cum vedem astăzi, și să atragă pe cei mai talentați muzicieni tineri. Pot participa artiști până la vârsta de 33 de ani din lumea întreagă. La aceasta vor contribui și premiile bănești substanțiale care se acordă între 60.000 și 10.000 de lei, din care 15% sunt transferabili. Și acum urmează pe scurt descrierea
dacă vreți, a mijloacelor, a metodelor de promovare a concursului. Detalii complete referitoare la condițiile participării se găsesc în prospecte editate de organizatorii concursului în limbile română, franceză, germană, engleză și spaniolă. Din fericire, în arhivele diplomatice s-au păstrat câteva din aceste, să spunem, formulare de înscriere în limbile menționate, dar numai pentru ediția a doua. Vă rugăm, se menționează către finalul documentului, să folosiți toate mijloacele pe care le veți aprecia adecvate pentru popularizarea acestui concurs și legat de aceasta și pentru popularizarea muzicii românești. București, 20 august 1958, către Comitetul de Organizare al Concursului Internațional George Enescu. Ambasada Republicii Populare Române la Pekin ne informează că, în ceea ce privește întreținerea, partea chineză dorește ca cei doi pianiști chinezi care vor participa la concurs să se bucure de tratamentul ce rezultă din prevederile financiare ale planului de muncă pentru 1958 pentru îndeplinirea acordului de colaborare culturală între Republica Populară Chineză și Republica Populară Română, întrucât pianiștii menționați sunt prevăzuți în acest plan de muncă. 6 august 1958, către Ministerul Afacerilor Externe, Direcția Culturală. Vă facem cunoscut că, potrivit aprobării primite la 30 iulie 1958 din partea Ministerului de Finanțe, concurenții din țările socialiste vor participa în următoarele condiții. Concurenții și însoțitorii lor vor putea locui la hotel cu 3 mese pe zi pentru suma de 8 ruble clearing sau 70 ruble necomerciale de persoană pe zi. Dacă doresc să fie cazați într-un hotel de lux, vor plăti suma de 16 ruble clearing sau 140 de ruble necomerciale de persoană pe zi. În 1962 se pune pentru prima dată problema drepturilor de autor asupra operei lui George Enescu. 21 iulie 1958, Ministerul Afacerilor Externe, Relații Culturale. Impresarul dirijorului Sir John Barbirolli, care va participa la festivalul Enescu, ni s-a adresat cu cererea de a elibera un document către autoritățile noastre vamale pentru ca să nu aibă greutăți cu introducerea în țară a partiturilor muzicale pe care le aduce în vederea concertelor dirijate de el, partituri pe care le va scoate din țară la întoarcerea în Anglia. Lucrul care este pentru mine cel mai interesant și cel mai impresionant din cariera lui Enescu este relația sa cu opera pe care o considera cea mai iubită dintre toate creațiile sale. Este vorba de opera Oedip. Și citind diverse lucruri legate de premiera mondială de momentul Paris 1936, am observat niște lucruri absolut, cum să le spun, de necrezut, cum ar fi de pildă raportul între onorariul pe care l-a primit el și cheltuielile pe care le-a avut pentru ca opera să se poată juca. Opera din Paris l-a plătit pe compozitor pentru ca să poată prezenta Oedip și i s-a oferit o sumă consistentă, dar această sumă a fost depășită de 4 ori de onorariile pe care Enescu din buzunar a trebuit să le plătească copiștilor care scriau notele. Fără știmele de orchestră, evident, fără știmele de cor, nu se putea reprezenta opera, nu era treaba operei din Paris care i-a achitat onorariul lui de compozitor, ar fi fost treaba editurii Salaber, care acum nu dă la nimeni dreptul de a republica partitura, să se ocupe de aceste lucruri, dar iată că nu s-a ocupat și atunci compozitorul a fost pus în situația de a ori nu se mai joacă opera că n-avem pe ce cânta, ori plătesc eu toată cheltuiala. Și față de un onorariu care, repet, era absolut onest și era foarte ok și foarte bun pentru el ca și compozitor, cât de mult a trebuit să completeze, diferența este de 4 ori, de la 1 la 4, numai pentru a achita aceste onorarii. Deci el făcea niște sacrificii neștiute, pentru că n-a povestit la nimeni și nicăieri nu sunt relatate asemenea discuții, ce sacrificii făcea pentru ca muzica lui să se poată cânta. Fondul de arhivă din acele dosare speciale, aceste 3 teme mari, repatrierea osemintelor lui George Enescu, drepturile de autor asupra operei lui George Enescu și festivalul internațional care îi poartă numele. Acestea sunt conținute de dosarele noastre care încep din anii 50 și continuă până la începutul anilor 70. Aceasta se explică pe de o parte
prin faptul că, din păcate, proiectul repatrierii osemintelor lui George Enescu sau al drepturilor de autor s-au dovedit a fi niște proiecte nefezabile până la urmă. Aș spune din motive obiective, nu e neapărat o culpă a diplomației române. Diplomații de atunci, chiar dacă reprezentau un regim politic odios, trebuie remarcat faptul că erau totuși profesioniști și au încercat pe cât posibil să apere interesele României, încercând să facă astfel încât ca cetățenii României se poată bucura de opera lui George Enescu. La câteva minute de mers pe jos de Arcul de Triumf se află hotelul Atala, acolo unde la 1 mai 1955 marele George Enescu este vizitat de Elisabeta de Bavaria, regina Belgiei. Hotelul Atala a fost ultima casă a lui George Enescu. Elevul său, Yehudi Menuhin, împreună cu Marcel Mihailovici, îl mută aici după ce starea de sănătate a maestrului se înrăutățește. La 4 mai 1955, George Enescu se stinge singur, fără o lumânare și fără marea iubire a vieții sale, în hotelul Atala, etajul 4, camera 40. Tescani, 14 iulie 1946. Sub semnatul George Enescu din București, strada General Manu 16, îmi exprim dorința ca să fiu înmormântat la Tescani, județul Bacău, alături de soția mea. Nu, nu este adevărat că a fost uitat și că a murit în sărăcie. Nu s-a putut face mai mult pentru George Enescu pentru că el era de o mândrie extraordinară. El și-a avut socotelile sale cu Dumnezeu și nu cu oamenii. 27 ianuarie 1969. Tovarășului Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe. În testamentul lăsat în 1946 de George Enescu, acesta și-a exprimat dorința ca rămășițele sale pământești, împreună cu ale soției sale, Maria Enescu, să fie aduse în țară după moartea acesteia. În timpul tratativelor pentru clarificarea drepturilor ce se cuveneau statului român asupra creației enesciene, doamna Maria Enescu și-a exprimat în repetate rânduri dorința ca după moartea sa rămășițele pământești împreună cu ale soțului său, George Enescu, să fie aduse în țară. 4 februarie 1969. Notă referitor la funeraliile lui Maria Enescu. La 26 decembrie am luat parte la funeraliile doamnei Maria Enescu. Alice Cantacuzinolu Poaia a repetat că este de acord cu transferarea corpului și osemintelor lui Enescu și Bâzu Cantacuzino. Va sprijini din toate puterile acest lucru. Alice Cantacuzinolu Poaia a profitat de ocazie pentru a prezenta următoarea rugăminte. Fostul său soț, Michel Sturza, cu care probabil se va recăsători, are în țară un copil, Mihai Sturza, născut la 18 martie 1951 în București. Alice Lupoaia roagă ca fiul fostului său soț să primească viza pentru a merge definitiv la tatăl său în Franța. 8 februarie 1969, Paris. Referitor la telegrama dumneavoastră privind aducerea în țară a osemintelor lui George Enescu, vă comunicăm următoarele. Nu este nevoie de îndeplinirea unor formalități speciale. Direcția consulară și direcția protocolului francez ne va da în acest sens și o informare scrisă. Este însă nevoie de autorizația concesionarului locului în care este situat mormântul lui George Enescu. Cum concesionarul titular este decedat, va trebui să contactăm pe moștenitorii săi, care au domiciliul în provincie. Casa de pompe funebre care s-ar însărcina cu deshumarea și transportul până la aeroportul Bourget apreciază că ar fi necesară suma de circa 3200 de franci. 24 februarie 1969, București. Tovarășului Corneliu Mănescu. Vă comunicăm că au fost aprobate propunerile Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă privind deplasarea în Elveția și Franța a tovarășilor Alexandru Mihai și Romeo Drăghici, pentru a trata cu moștenitorii lui George Enescu problemele legate de aducerea în țară a osemintelor lui George Enescu, precum și a unor valori care au aparținut acestuia. 25 martie 1969, Berna. Într-o discuție cu primul secretar Gheorghe Ionescu, avocatul Bedițeanu a arătat următoarele. Tovarășii Mihai Alexandru și Romeo Drăghici pot veni în Elveția la începutul lui aprilie. Va preda tovarășilor cele două viori care se află la bancă, două ceasuri de aur primite cadou de Enescu și o serie de documente ale maestrului. Doamna Enescu nu a lăsat niciun testament, ci numai o declarație în care se cere ca după moartea sa, din drepturile ce revin moștenitorilor de pe urma lui Enescu,
25% să fie dată Societății Autorilor și Compozitorilor din Franța, care să instituie un premiu Enescu. Sicriul doamnei Enescu se află depus în capela particulară a casei de pompe funebre Bürki din Vevey, pentru care se plătesc 40 de franci elvețieni lunar. Alice Cantacuzinolu Poaie se teme că autoritățile române, odată ce vor avea osemintele lui Enescu, să nu mai fie de acord cu aducerea de la Madrid a osemintelor lui Bâzu Cantacuzino. Documentele aflate în arhivele diplomatice referitoare la festivalul Enescu și la, în general, la personalitatea muzicianului merg până în anul 1981, când a fost celebrat centenarul nașterii lui Enescu. Am descoperit recent în acest an un fond documentar deosebit de bogat despre marcarea centenarului Enescu, la fel în străinătate, și desigur el va face obiectul unui alt volum din seria George Enescu în arhivele diplomatice.